Crezi că vă voi prezenta câteva sfaturi despre cum să alegeți un nume de canal și urmează chiar acum. Salutare, sunt Ionuț de la Meus.ro, bun venit pe un nou clip. Dacă sunteți interesați despre cum să creșteți pe YouTube și pe Google, luați în considerare să vă abonați la acest canal. De asemenea, nu uitați să apăsați clopoțelul pentru a nu rata nicio notificare. Numele unui canal de YouTube este extrem de important. În primul rând, în momentul în care cineva vede un clip și va dori ca, eu știu, data viitoare când intră pe YouTube să urmărească alte clipuri de la canalul vostru, vor urma să caute după numele pe care și-l aduc aminte. De aceea este cât se poate de important acel nume. De asemenea, vor transmite mai departe numele canalului respectiv, deci țineți cont de mai multe aspecte după cum urmează. În primul rând, numele unui canal trebuie să fie cât mai scurt, cât mai ușor de ținut minte și de asemenea vă sfătuiesc din tot sufletul să nu puneți numere în numele canalului. Va fi foarte greu de reținut. Numerele sunt foarte greu de reținut. Poate că acele numere au un înțeles pentru voi, poate pentru cercul vostru de prieteni are la fel un înțeles, dar pentru marea majoritate a youtuberilor nu contează acele numere. Va fi foarte greu să ținem minte, să zicem, gamerul Nick 1275. Este cât se poate de greu și cred că înțelegeți unde vreau să ajung. De asemenea, în momentul în care vrei să transmiți cuiva numele acelui canal, îi spui, vezi, intră pe gamerul Nick 1275, respectivul nu va ști exact, sunt numere scrise cu cifre, cu litere sau mai știu ce chestii de genul ăsta. Deci este, repet, este cât se poate de important, cât mai la obiect, dar în același timp fără cifre, pentru că este cât se poate de greu de ținut minte. După ce ați ales numele canalului, spuneți-l de câteva ori, încercați să vedeți cum sună, încercați să vedeți dacă are rezonanță, încercați să vedeți, pentru că dacă vreți să creșteți pe YouTube, veți ajunge la podcasturi, veți ajunge la, eu știu, live-uri, veți ajunge la multe lucruri de genul ăsta și veți începe să spuneți, sunt cutare de pe canalul cutare. Acel cutare trebuie să fie cât se poate de ușor de înțeles. Utilizatorii, în momentul în care ascultă sau văd acel clip, nu trebuie să dea de 10 ore înapoi, pentru că nimeni nu va face acest lucru. Dacă vor ține minte ușor acel nume, dacă vor rezona cu numele vostru, vor căuta și vor da subscribe, dacă nu, pur și simplu vor ignora și vor trece mai departe. Al treilea sfat pe care vi-l ofer este să puneți un nume la canal care să rezoneze cu ceea ce faceți voi. Nu faceți lucruri de genul, eu știu, Space Cowboy, nu știu ce, după care respectivul canal să vorbească despre bancuri, despre umor, despre... pentru că lumea va fi, fie va fi îndemnată să creadă că e ceva legat de gaming, fie va fi legat de space, de spațiu, de... În momentul în care intră și văd că nu oferiți ceea ce le-ați promis prin numele canalului, vor ieși imediat, nu se vor abona, ba mai mult de atât, în momentul în care vor revedea numele vostru pe YouTube, chiar vor ignora canalul. Ultimul sfat pe care vi-l pot da, în momentul în care alegeți un nume de canal de YouTube, este acela că, dacă vreți să construiți un brand, nu numai un canal de YouTube, atunci, în momentul în care alegeți numele canalului de YouTube, verificați și pe celelalte rețele de socializare, pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram, pe Google+, ca acel nume să nu fie luat. Pentru că veți vrea să construiți în jurul acelui brand un întreg arsenal, să zic așa, de astfel de pagini. De asemenea, verificați numele domeniilor site-urilor. Dacă acel domeniu este luat, va fi o lovitură foarte importantă pentru brandul vostru, de aceea vă sfătuiesc să faceți aceste verificări de fiecare dată. Dacă ați învățat ceva din acest clip, vă invit să vă abonați. Dacă sunteți deja abonați, vă invit să deveniți parte activă a acestei comunități, să puneți întrebările pe care vreți să le puneți de mult timp, să răspundeți la întrebările care deja știți răspunsurile, pentru că suntem aici să învățăm unii de la alții, să creștem și să devenim mai buni pe YouTube. Eu până data viitoare vă urez SEO plăcut!